Aici, la Casa de Copii Sfântul Iosif, este într-adevăr un moment de sărbătoare și asta pentru că din cei 13 copii care au susținut examenul de bacalaureat, toți cei 13 l-au și promovat. Spuneți-mi din ce reușiți să vă descurcați. Poate pare incredibil, dar să știți că această casă, aici la Odorheiu Secuiesc, este de 12 ani și lună de lună punem facturile pe altar, în capela din mijlocul casei și cu copiii, seară de seară, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne trimită bani binecuvântați și oameni binecuvântați și uitați că Dumnezeu nu ne lasă. Să mergem la Odorheiu Secuiesc, a ajunge într-o casă de copii se presupune că noi o familie, este limpede. Știi câte ceva despre istoria lor individuală și cum de au ajuns să nu crească într-o familie și să fie într-un cămin de copii? Au într-adevăr o situație mai specială acasă. Cert este că măicuțele le-au primit aici, iar această casă de copii funcționează de acum 13 ani. Fiecare poveste este deosebită. Vreau să o cunoașteți întâi pe Maria. Ea a promovat examenul de bacalaureat în urmă cu 2 ani, iar acum este educatoare și face și o facultate. Maria, spune-ne exact ce studiezi acum și cum sunt copiii de care te ocupi. Câte grupe ai? Studiez Facultatea de Drept de la Sibiu, cu specializare administrație publică, cu centrul tutorial aici în oraș. La grădiniță am o grupă cu 25 de copii. Și cum ai început tu să lucrezi? Ai făcut un profil pedagogic? Cum te-ai ajuns să lucrezi aici? Am venit aici în casă acum 8 ani, pentru că nu aveam situație să fac o școală, nu aveam posibilitatea. Cu ajutorul surorilor care m-au ajutat și care chiar și acum mă ajută, eu le mulțumesc cu această ocazie și... E greu să te ocupi de atâția copii. Nu este greu, dar eu sunt sigură că dacă ele nu m-ar fi ajutat, eu nu aș fi putut să mă realizez, nu aș fi putut să ajung aici. Și îți place să lucrezi cu copiii sau cum de-ai ales tocmai specificul ăsta, pedagogic? Da, îmi place foarte mult. Am terminat pedagogicul și lucrând cu ei, învățând, chiar am dorit și chiar m-am realizat, pot să spun. Și cum te împarți? Ai și o facultate, totuși lucrezi în același timp, trebuie să și înveți la facultate. Cum îți împarți timpul? În cursul săptămânii merg la grădiniță și lucrez cu copiii, iar sâmbătă și duminica merg la cursuri. Mergem acum la Adelina. Adelina, vreau să-mi spui tu ce facultate vrei să urmezi. Știu că ai fost și olimpică, de fapt, pe județ la limba și literatura română. Spune-mi tu cum te-ai descurcat la bacalaureat și ce facultate ai vrea totuși să urmezi. Bună seara! La bacalaureat m-am descurcat, consider eu, destul de bine, întrucât am absolvit bacalaureatul cu media 9.40. Și pe mai departe vreau să urmez facultatea de medicină. Cum de te-ai hotărât la medicină? Ai urmat un liceu de acest profil real? Sau? Profilul la care am terminat a fost profil real de științele naturii. Și de-a lungul celor 4 ani de liceu am ajuns la concluzia că... Cum ai ajuns tu la Casa Sfântul Iosif? La Casa Sfântul Iosif am ajuns în urmă cu 8 ani. Ce s-a întâmplat acasă de ajuns tocmai aici? Anumite probleme familiare. Și cum a fost? Cum ai fost primită? Am fost primită cu brațele deschise, surorile m-au ajutat să mă obișnuiesc cu casa, m-au sprijinit în decursul celor 8 ani de studiu. De câte ori am avut nevoie de o explicație la o anumită materie, am găsit o soră care să-mi explice, de exemplu la matematică, la limba română sau la limba engleză, nu am avut probleme niciodată. Vreau să mergem acum să o cunoaștem și pe Alina. Vreau să-mi spui, Alina, tu cum ți s-a părut ție examenul de bacalaureat și ce facultate ai vrea tu să urmezi? Bună seara, examenul de bacalaureat a fost destul de ușor, n-am întâlnit dificultăți decât la română, unde am avut puține emoții și din această cauză am și greșit un subiect. Dar au fost emoții constructive, tu ai luat bacalaureatul și cu notă chiar? Da, l-am luat cu 8.36 și acum aș dori să merg la Colegiul de Asistență Medicală din Brașov, deoarece îmi doresc foarte mult să-i ajut pe cei din jurul meu și să pot să fac ceva pentru ei, să nu mă simt neputincioasă când ei se simt în suferință. Tu de unde ai venit? Cum ai ajuns?
Am venit din județul Mureș, am ajuns aici în urmă cu 4 ani, deoarece am intrat la un liceu în Reghin și ar fi trebuit să parcurg în fiecare zi o distanță de 40 de kilometri cu autobuzul și asta ar fi fost foarte greu și nu, nici poate nu mi-aș fi permis și nici n-aș fi putut să iau note bune și să trec. Poate aș fi avut și alte probleme și am avut norocul, cred eu, să ajung în această casă și mă simt foarte fericită. Îți mulțumim frumos. Acum o să-l cunoaștem pe Florin, dacă am înțeles bine, așa. Spune-mi, Florin, cum ți s-a părut ție examenul și la ce facultate vrei să mergi? În primul rând, bună seara. Examenul de bacalaureat a fost destul de bun, deci n-au fost probleme. Având în vedere pregătirea dinaintea examenului, am promovat examenul cu 8.05 și aș vrea să urmez facultatea de silvicultură, întrucât acolo la mine stau într-o zonă de munte. De unde vii tu? Din comuna Bicaschiei, din județul Neamț. Și cum de-ai ajuns aici? Am ajuns aici deoarece în situația în familie am avut o situație destul de delicată. Părinții recent au fost divorțați și pot să zic că bunul Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns aici. Cu toții și-au pus speranța odată ce au ajuns aici la Odorheiul Secuiesc că vor ajunge mai departe și măicuțele s-au ocupat de ei îndeaproape. Așa se face că toți au promovat examenul de bacalaureat. O să vreau acum să-i cunoaștem și pe ceilalți. Bună seara, să-mi spui, te rog, cum te numești și tu la ce facultate vrei să mergi? Mă numesc și pe Alexandra Liliana. Merg la facultatea de balneofiziokinetoterapie din Brașov. Cum de-ai ales această specializare? Cu ajutorul sorei mele, care are o problemă din naștere, s-a născut cu niște probleme, nu putea să meargă și datorită ei am ales să merg la balneofiziokinetoterapie, deoarece vreau să-i ajut pe copiii care au probleme. Cum ai ajuns aici, la Odorheiul Secuiesc, la surori? Prin intermediul unei vecine, cunoștea pe superioară și astfel am ajuns aici. Și cum au fost acești ani în care ai învățat alături de surori, te-ai pregătit, te-a ajutat mult? M-a ajutat foarte mult, având în vedere că sunt în casă de 11 ani jumate. A fost o... nu știu... Un ajutor la care ai sperat? Da. Nu m-am gândit niciodată, dar le mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. O să mergem să-i cunoaștem absolut pe toți, imediat. Bună seara, să-mi spui și tu cum te numești și la ce facultate vrei să mergi. Bună seara, mă numesc Denisa și aș dori să merg la Colegiul de Asistență Medicală. Dar cum de te-ai hotărât? Îți place în mod deosebit? Da, îmi place să ajut oamenii și să lucrez în spitale foarte mult. Și cum te vezi în viitor? O asistentă? Da. Cum ai ajuns aici? Am ajuns aici prin intermediul primarului. Am 2 surori care sunt aici de 2 ani. De unde ai venit? Din Bacău. E departe de casă, mai apuci să-i vezi și pe aici? Da, doar în vacanța mare sau poate de Crăciun. Am înțeles. Mergem mai departe să ne spui și tu cum te numești și ce vrei să faci în viitor. Bună seara, mă numesc Tutula Măricuța. Tot Colegiul de Asistență Medicală vreau să-l urmez și eu. Cum te dai hotărât și tu la această specializare? De foarte mult timp m-am gândit la această specializare și am fost convinsă și sunt convinsă în continuare că o să reușesc și îmi place ceea ce vreau să urmez. De unde ai ajuns aici? Din Maramureș. Din Maramureș. Tu mai apuci să mai mergi pe acasă? Da, uneori. Vacanțele. Trebuie. Așa mergem mai departe și o să vreau să-mi spui și tu cum te numești și cum te vezi în viitor. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Bună seara, mă numesc Brașovanu Andreea și o să urmez ca și colegii mei, Colegiul de Asistență Medicală, pentru că vreau să fac ceva pentru ei, pentru cei din jur, ceea ce alții n-au putut face. Tu de unde ai venit? De origine sunt din Moldova și mă bucur că am ajuns în această casă. Pentru că am fost ajutată foarte mult și cred că Dumnezeu m-a ajutat să ajung aici.
Așadar, toți și-au pus speranța în Dumnezeu și vor mai departe să ajute și ei la rândul lor, asta dacă au fost ajutați. Bună seara, vreau să-mi spui și tu cum te numești și ce vrei să te faci când vei fi mare. Bună seara, mă numesc Duma Ciprian, sunt din județul Bacău. Vreau să numesc Colegiul Asistent Medicală, deoarece am primit un dar de la Dumnezeu, m-au ajutat surorile și în rândul meu aș vrea și eu să ajut pe cei din jur. Și niciodată n-am crezut că eu voi ajunge până aici, să termin măcar un liceu, ceea ce, ba, chiar mai mult, pot să mă duc mai departe cu ajutorul acestui. Tu de unde ai venit și cum de ai ajuns chiar aici, în Odorheiu Secuiesc? Eu am venit din județul Bacău, din Gioseni, mai precis. Am ajuns aici, am rămas fără părinți, sunt orfan și am o soră în Odorheiu Secuiesc care prin ea am ajuns în județul acesta. Și cum a fost cu surorile în toate acești ani? Cât de multe au ajutat ele? Aceste surori au fost pentru mine o mamă, pot să spun. Casa a fost o familie. Să trăiesc pentru atâția copii, pentru atâția surori, pentru mine mă simt foarte fericit. Și cu bacalaureatul ți s-a părut greu? Bacalaureatul nu mi s-a părut greu, pentru că m-am pregătit în toți anii de liceu, ba chiar și dinainte. Chiar dacă n-am fost niciodată de 10, nici n-am luat 10 la bacalaureat asta, dar mi-am pus ambiția că am condițiile de a învăța, pot să realizez, pot să fac și eu. Îți mulțumesc frumos și am să te rog să-l lași pe colegul tău lângă mine ca să ne spună și el la ce facultate ar vrea să meargă. Bună seara, să ne spui cum te numești, cum ai ajuns aici și ce facultate vrei să urmezi. Bună seara, mă numesc Adi, vin din județul Vaslui. Voi urma facultatea de silvicultură împreună cu colegul meu. Cum te-ai hotărât asupra acestei specializări? Păi am vrut să merg cu colegul meu, deoarece am fost colegi și în liceu și am zis să fim și pe viitor împreună. Cum ți s-a părut examenul de bacalaureat? A fost dificil, dar m-am descurcat. Am trecut peste. Îți mulțumim frumos și mai avem un coleg așadar să ne spui care a fost proba cea mai grea de la bacalaureat în opinia ta și ce vrei să te faci când vei fi mai mare. Da, bună seara, numele meu este Naste Viorel Cătălin, sunt din județul Mureș. După părerea mea, proba cea mai grea a fost la limba română, deoarece nu credeam că o să fie o operă dramatică, mă așteptam la un roman, novelă. Așa. În viitor o să urmez Facultatea de Educație Fizică și Sport la Brașov. De ce ai ales tocmai această facultate? Deoarece îmi place foarte mult fotbalul și aș vrea să devin preparator fizic sau profesor chiar de sport. Ceea ce trebuie să subliniem este că toți acești copii, indiferent că au dat anul acesta bacalaureatul sau sunt deja la facultate, au beneficiat de sprijinul surorilor de la Casa Sfântul Iosif și chiar dacă nu au avut posibilități, au putut să învețe de-a lungul anilor și să-și creeze un drum către un viitor cât mai bun.